Am bucuria de a vă invita pentru o perioadă, bănuiesc suficient de lungă de timp, să parcurgem împreună într-un studiu care cred că va fi spre binele nostru spiritual, spre apropierea noastră de Hristos, spre a mări credința noastră în El, un studiu asupra cărții Evrei. Este o carte cu totul deosebită și voi începe prin a vă sumariza câteva motive pentru care cred că este important să studiem această carte. Această carte vorbește, în primul rând, într-un mod direct, nu deductiv, spre deosebire de multe alte cărți din Sfânta Scriptură, despre persoana Domnului Iisus Hristos, care este centrul și climaxul revelației lui Dumnezeu, este centrul și climaxul istoriei omenirii, este centrul și climaxul Vechiului Testament, este centrul și climaxul creștinismului. Și cartea este centrată într-un mod primar, evident, izbitor, pe persoana Domnului Iisus Hristos, în mod explicit, direct. Ăsta este scopul cărții, de a vorbi doar despre persoana Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, cartea asta este deosebită pentru evrei sau pentru cei care sunt confuzi asupra Vechiului Legământ, pentru faptul că în această carte găsim deosebit de multe pasaje din Vechiul Testament preluate și interpretate și aplicate și explicate printr-o lentilă a noului legământ. Da? Ni se explică de ce pasajele din Vechiul Testament vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că mulți evrei care citesc Vechiul Testament nu găsesc pe Hristos acolo. Iar autorul acestei cărți ne arată cum să interpretăm la propriu pasajele acelea din Vechiul Testament care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând, cartea aceasta vorbește foarte lămurit despre funcția legii în planul lui Dumnezeu și în viața noastră. Nu doar mișcarea adventistă, dar chiar și în interiorul mișcării evanghelice există, poate în aceeași biserică, oameni care văd rolul legii într-un fel, oameni care văd rolul legii în alt fel. Oameni care spun, suntem mântuiți numai prin credință, dar dacă nu ții legea, nu ne referim la sabat, la aduce jefe, la legile sanitare, la legile ceremoniale, la legile civile, ci numai la decalog. Dacă nu ții măcar decalogul, n-ai cum să fii mântuit sau cel puțin prin asta arăți că nu ești mântuit. Cartea Evrei lămurește într-un mod decisiv, din ceea ce eu am citit și am înțeles, relația noastră cu legea și ce rol a avut legea în planul lui Dumnezeu. Ca principiu, ce rol a avut legea în Vechiul Legământ, ce rol are legea în relație cu noi în Noul Legământ. Da? În al patrulea rând, pentru noi toată cartea este vitală, pentru că ne arată ce este mântuirea. În relație directă cu prezentarea Domnului Iisus Hristos în această carte este prezentată și mântuirea. Cum Iisus Hristos a făurit mântuirea noastră și ce este această mântuire? De exemplu, în capitolul 2 zice versetul 3: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Care e mântuirea așa de mare? Și el explică de la început până la final cine a făcut mântuirea asta așa de mare și de ce e mântuirea asta așa de mare și așa de grav să respingi o mântuire așa de mare. Da? Pasajul acesta ne arată ce, cartea aceasta ne arată ce este mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a lucrat-o pentru noi, cum spune în alt loc, tot autorul cărții Evrei, în chip desăvârșit. 5. Cartea este foarte actuală pentru că tema ei este un îndemn la perseverență. Vom vedea în capitolul 13, unde el spune, v-am scris acest cuvânt de sfătuire că v-am scris pe scurt. Acum 9-13 capitole s-ar putea să nu se pară foarte scurte, dar este un cuvânt de sfătuire, spune el. Și vom vedea majoritatea îndemnurilor din carte sunt îndemnuri la perseverență. Să continuăm, să ne ținem, să perseverăm. Acum, toată viața noastră poate fi însumată prin acest cuvânt. Noi care am fost mântuiți, ce trebuie să facem? Să ducem mântuirea până la capăt, să perseverăm, să continuăm, să nu ne lăsăm, să veghem, să ne tragem unii pe alții și să mergem înainte până la capăt. Asta face cartea aceasta. Ne arată cine este Hristos, ne arată mântuirea pe care ne-a dat-o Hristos și că noi trebuie să perseverăm până la capăt. Care e rolul nostru în perseverență, care e rolul lui Dumnezeu în perseverență? De aia este deosebit de importantă pentru noi. Este vitală cartea aceasta pentru că vorbește specific despre responsabilitatea pe care o avem până la finalul vieții. Să știți că lucrurile nu sunt, cel puțin în cartea asta, prezentate foarte complicat. Uite, aveți 500 de legi pe care trebuie să le țineți ca să perseverați. Nici vorbe de așa ceva. Vom vedea.
Și în ultimul rând, din felul în care e construită cartea, argumentul în această carte, înțelegem că pragmatismul nu este o soluție pentru perseverență. Pragmatismul ce spune? Tot ce funcționează merită aplicat. Ce funcționează, domnule, în viața ta ca să mergi mai departe? Păi funcționează dacă cineva m-ar manipula în fiecare duminică. Bun, te manipulă, numai să perseverezi. Cartea vorbește de la început și până la final de persoana Domnului Iisus Hristos și argumentul autorului în carte e că dacă îl înțelegi pe Hristos și înaintea ochilor tăi să-l cităm pe Pavel, este zugrăvit Domnul Iisus Hristos, ăsta este cel mai bun mod de a te stimula la perseverență, la perseverare. Ăsta e cel mai bun mod. Cu cât înțelegi mai bine pe Domnul Iisus, cu cât vezi mai mult frumusețea Domnului Iisus Hristos, cu atât vei fi mai stimulat, mai provocat ca să perseverezi. Este foarte ciudat pentru o minte postmodernistă să citești doctrină despre Domnul Iisus, îl aseamnă, ba cu una, ba cu alta, iar despre Domnul Iisus, despre Domnul Iisus, despre Domnul Iisus și zic, mă, da, ceva mai practic, frate, dă-i cu niște aplicații practice. Ce mă ajută pe mine treaba asta când mă duc mâine la servici și mă confrunt cu o grămadă de probleme și de ispite? Te ajută. Hai să vezi că te ajută. Pentru că persoana Domnului Iisus Hristos care este descrisă în această carte este persoana care ne ajută. Da? De asta cred că cartea este importantă. În al doilea rând, aș vrea să observăm cine sunt destinatarii acestei cărți. Nu se știe, asta e important de observat, nu se știe exact care a fost adunarea precisă sau grupul de adunări cărora le-a fost scrisă această carte. Cam prin secolul 2 s-a dat numele acestei cărți către evrei. Nu este în original scris către evrei. S-a dat numele acesta pentru că în cartea aceasta nu găsești niciun fel de aplicație practică pentru practici păgâne. Să vezi că autorul spune nu vă băgați în anumite practici culturale, sociale ale vremei respective. Nimic de felul acesta. Și nu doar că lipsesc aceste aplicații pentru anumite comportamente păgâne, dar cartea este plină de referințe cu privire la istoria și religia poporului evreu, poporului Israel, da? Plină de referințe și de aici s-a concluzionat că această carte este scrisă evreilor. În general există consens major că această carte este scrisă unei audiențe de credincioși evrei, da? Credincioși al Noului Testament, oameni care credeau în Domnul Iisus Hristos, da? Este un consens în privința asta. Vă dau doar câteva dovezi. De exemplu, chiar de la bun început, zice, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, la niște neamuri nu se potrivea asta, că Dumnezeu nu vorbiseră părinților neamurilor. Da? Neamurile moșteniseră felul de șer de viețuire la părinților. Da? Vorbește despre evrei, cărora Dumnezeu le-a vorbit prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri. Da? Ăsta este un argument. În al doilea rând, toată cartea argumentează superioritatea lui Hristos asupra întregului sistem vechi testamentar. Spune superioritatea lui Hristos asupra îngerilor, asupra lui Moise, asupra lui Melchisedec, asupra lui Avram, asupra sacrificiilor lor, asupra vechiului legământ, asupra marelor preoți, superioritatea lui Hristos asupra întregului sistem vechi testamentar. Ceea ce este un argument al faptului că această carte este scrisă evreilor. Este important să stabilim ca audiență evreiască. Pentru că foarte multe pasaje prost înțelese din această carte se datorează faptului că de la bun început nu s-a lămurit care este audiența. Cui scrie? Interpretarea noastră va fi modificată la anumite pasaje dacă înțelegem că sunt niște evrei în primul rând cărora le scrie. E foarte important lucrul ăsta. Un alt argument, nu există nicio altă carte care să prezinte atât de multe personaje din Vechiul Testament ca această carte. Nici o altă carte. Citești numai, cum i-a numit, capitolul care vorbește despre eroii credinței. O sumedenie, dar toată cartea vorbește de personaje. Chiar cartea se construiește pe personaje ale Vechiului Testament. În comparație cu persoana Domnului Iisus Hristos, da? Plus că se ia de la sine înțeles și nu există nicio altă carte în Noul Testament care să vorbească așa de mult despre vechiul sistem ceremonial din Vechiul Testament. Nici o altă carte. Autorul vorbește într-un asemenea mod despre toate ritualurile de acolo și la un moment dat simți că îți prinzi urechile și nu înțelegi despre ce se vorbește, pentru că ea de la sine înțeles că oamenii cărora le vorba știau toate lucrurile astea. Pavel când se ducea și predica neamurile, nu întâi le predica Levitic și toate ceremoniile evreilor, nici vorbă. Se ducea direct cu Evanghelia, cu Hristos. Ei, oamenii ăștia au informații foarte, foarte precise despre sistemul evreiesc. Acum, un alt aspect foarte important legat de audiență este să înțelegem că audiența din cartea evreie este o audiență mixtă.
Veți vedea iarăși că mulți oameni interpretează anumite pasaje pentru că nu înțeleg lucrul ăsta. Este o audiență mixtă. Adică, am putea împărți și voi cita câteva pasaje, audiența în două categorii. Avem în primul rând oameni credincioși, nu este niciun dubiu în privința asta, dar avem și oameni necredincioși cărora li se adresează apostolul. Dacă tu citești anumite pasaje care sunt adresate celor necredincioși și crezi că vorbește celor credincioși, vei vedea la propriu, poți genera niște erezii de te doare mintea de acolo. Deci este important să înțelegem și să distingi. Dacă stai cu în background așa, cu ideea asta, domnule, sunt și credincioși și necredincioși. Când ajungi la un pasaj te întrebi, pasajul ăsta se adresează credincioșilor sau necredincioșilor? Hai să găsesc în text argumente ca să văd cărei categorii se adresează. Este important lucrul acesta. Este important. De exemplu, vorbește foarte clar oamenilor credincioși. Oameni care au avut parte de o mărturie creștină de prima mână. Zice Evrei 2:3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul Iisus, da, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Deci credincioșii ăștia evrei au auzit Evanghelia de la ucenicii Domnului Iisus, cei care s-au întâlnit fizic cu Domnul Iisus. Zice, nouă ne-a fost vestită de cei care au auzit-o de la Domnul Iisus. Da, zice, a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. În timp ce Domnul întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite minuni, cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Nu doar că au avut parte de mărturie creștină de prima mână, ei chiar au intrat în mărturia creștină. Evrei 6 zice, de exemplu, de aceea să lăsăm în adevărurile începătoare ale lui Hristos. Deci ăștia erau inițiați în experiența creștină. Zice, să lasă adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele de sfârșite fără să mai punem din nou temelia. Era pusă temelia. Temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Pocăința și credința este ce? Comunicați cu mine. Ce-i pocăința și credința? Ce-i? Ce-i pocăința și credința pentru noi creștini? Ce-i? Mântuirea. Da? Convertirea. Întoarcerea la Dumnezeu. Trebuie să te pocăiești și să crezi. Te întorci de la păcat și te încrezi în Domnul Iisus. Asta este, da? Zice, ei au pus deja temelia asta. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Astea sunt lucruri începătoare. Dacă nu crezi în judecata de apoi, n-ai nicio treabă cu realitatea. Dacă nu crezi în învierea morților, iar n-ai nicio treabă. Nu te poți numi creștin. Da? Dacă n-ai fost botezat, asta este, dacă aș putea să spun, poarta de intrare în creștinism, în adunare. De ce ei au intrat în experiența creștină? De exemplu, în versetul 10, tot din același capitol, căci Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Deci ăștia erau niște credincioși, da? Erau credincioși de ceva vreme pentru că îi mustră autorul în capitolul 5 când zice, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, deci ăștia aveau o oarecare experiență în creștinism, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare, da? Și oamenii aceștia ni se arată foarte clar din multe pasaje din această epistolă că aveau nevoie de încurajare la perseverență. Erau credincioși de multă vreme, aveau nevoie de perseverență. Spune, de exemplu, Evrei 3:6. Și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit. Vedeți conceptul de perseverență? Dacă păstrăm până la sfârșit. Sau Evrei 3:14. Ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită. Evrei 4:14. Fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem, auziți, să rămânem, să perseverăm, da? Să rămânem tari în mărturisirea noastră. Versetul 16. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Evrei 10:23. Să ținem fără șovăire. Ce înseamnă să ții? Că o ai deja. Nu? Aveau. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să perseverăm, da? În trăirea creștină. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Mai mult, nu doar că aveau nevoie de perseverență, se vede în cartea Evrei o a doua nevoie majoră pe care o aveau ei. Zice așa, Evrei 5. V-ați făcut greoi la pricepere? În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Erau imaturi. Aveau nevoie să
se maturizeze. De aceea, în capitolul 6, capitolul următor, spune de aceea să lăsăm adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite, să ne maturizăm, da? Aveau nevoie să persevereze și să se maturizeze. Dar epistola asta, cum spuneam, vorbește nu doar celor credincioși, ci și celor necredincioși. Iar unii dintre necredincioși erau de acord cu mesajul creștin, dar erau nehotărâți în a intra în experiența creștină, în a fi mântuiți, în a se converti. Și cred că cele mai multe aberații hermeneutice din Cartea Evrei se bazează pe neînțelegerea faptului că această carte se adresează și unor evrei care erau informați, dar unii dintre ei care nu erau de acord cu Evanghelia, iar alții erau de acord cu Evanghelia, însă nu se hotărâseră. Din punctul acesta de vedere, Cartea Evrei este o carte evanghelistică superbă. Precis evanghelistică, nu doar edificatoare pentru credincioși. De exemplu, vă citesc câteva pasaje din care înțelegem că se adresează și unei audiențe de necredincioși nehotărâți. Evrei 3:12. Acum, confuzia, știți de unde vine? Că se adresează deseori chiar și necredincioșilor sau evreilor necredincioși cu expresia fraților, cuvântul fraților. Însă Pavel la fel vorbește și spune frații mei de trup, da? Îi numește frați, că erau frații lui. Așa să numeau evrei între ei frați. Bun. Evrei 3:12. Luați seama dar fraților, auziți cum vorbește, ca niciunul dintre voi sau din mijlocul vostru să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. Vedeți, nu spune să n-ajungă la o inimă rea și necredincioasă. Să nu-și transforme inima bună într-una rea și necredincioasă. Spune să n-o aibă. Să nu se găsească unul având inima rea și necredincioasă. Este posibil ca în adunare să fie oameni cu inimă rea și necredincioasă. Și este necesar ca să fim foarte serioși și noi când citim aceste avertizări. Există semne că cineva e o inimă rea și necredincioasă. Noi nu trebuie să luăm de apucat Evanghelia niciodată. Se spune, nu, domnule, la noi n-are cum să fie cineva cu o inimă rea și necredincioasă. Nici vorbă. Cuvântul lui Dumnezeu, avertizările trebuie predicate cu seriozitate. O inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme să zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. Evrei 3:19, finalul capitolului, vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Vorbește despre poporul Israel, compară evreii actual din era mesianică, da, care au fost contemporani Domnului Iisus, compară pe evreii din era mesianică cu evreii din era mozaică, de pe vremea lui Moise. Și la fel cum ăia de pe vremea lui Moise au ieșit din Egipt și n-au intrat în Canaan, pentru că au luat cu ei și idolii din Egipt, și inima din Egipt, și mentalitatea din Egipt, ce au murit în pustie, la fel spune unii dintre evreii actuali, care au auzit de Domnul Iisus Hristos, l-au respins, și nu vor intra nici ei în odihnă, adică în mântuire, din pricina necredinței. Erau între ei necredincioși. Evrei 4:1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui sau în mântuirea lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Cum adică să te pomenească? În ce fel fratele Sorin sau fratele Radu, care îți deja credincioși, s-ar putea pomeni veniți prea târziu? Veniți prea târziu la ce? Că se referă la intrare în odihna lui, adică în mântuire. Ăștia nici nu erau intrați în mântuire. Și stăteau și erau nehotărâți. Zice, mă, stați voi și vă gândiți, dar aveți grijă să nu vă pomeniți, veniți prea târziu. Și știți ce e interesant? Cei care neagă că această carte se adresează și necredincioșilor folosesc extensiv pasaje din textul acesta la evanghelizare. De exemplu, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți-mă. Așa să predică la evanghelizări în mod corect. Pentru că textul vorbește despre niște necredincioși din adunări. Da? Erau evrei care s-au întors la Dumnezeu și evrei care îi cochetau cu creștinismul. Și același om care folosește textul ăla la evanghelizare, după asta își se bate cu tine ca să-ți demonstreze că textul ăla de fapt nu se adresează unor necredincioși. Știți? Nesfânta inconsecvență. Evrei 4:11. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Ăștia nu erau intrați în odihnă. În mântuire. Nu erau intrați. Nu mai cochetați, nu mai stați numai să vă gândiți. Intrați în mântuire, da? Pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă neascultare, ca vechi evrei. Și Evrei 10:26, dacă cătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului. Ai fost informat cine este Hristos, care este Evanghelia, care e calea mântuirii și păcătuiești cu voia. Adică în mod continuu respingi deliberat
Adevărul care ți-a fost comunicat, adică Evanghelia. Nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. De ce nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate? De ce nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate? Că dacă ai respins-o pe singura, nu există niciuna alta. E logic. Dar dacă înțelegi că audiența sau grupul ăsta la care se adresează sunt necredincioși, interpretarea pasajului devine banal de simplă. Dacă spui că sunt credincioși, ajungi la niște anomalii. Și au început, s-au predicat foarte mult, an la rând, lucrul ăsta. Dacă păcătuim cu voia, care păcate o fi cu voia? Și s-a negat pe față de multe ori, credincioșii niciodată nu păcătuiesc cu voia. Niciodată nu păcătuiesc cu voia. S-a ajuns la foarte multe, s-a ajuns la o trăire în ipocrizie. Toți știu că păcătuiesc cu voia, dar neagă deschis de la voi că ei nu păcătuiesc cu voia. Când în realitate lucrurile sunt altfel. Bun. Să ne uităm în al treilea rând la prilejul scrierii acestei epistole. De ce a fost scrisă această epistolă? De ce a fost scrisă? Unii comentatori spun că această biserică sau acest grup de biserici cărora le scrie autorul cărții, care este necunoscut, acest grup de biserici ar fi un grup de adunări sau o adunare din Roma. Unii extrag lucrul ăsta din capitolul 13-24, unde spune sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților, cei din Italia vă trimis sănătate. Adică unii care erau în Italia, dar erau plecați, adică de ai lor, câțiva de ai voștri vă trimit sănătate. Este clar însă din epistolă, voi citi câteva versete, că acești frați treceau printr-o grea persecuție. Istoric, toate varurile de persecuție sunt consemnate exact în anul care au fost, de aceea putem identifica cu puțin care e perioada în care s-a scris cartea. Autorul cărții vorbește la timpul prezent despre sistemul sacrificial, despre arderile de tot pe care le aduceau preoții, jertfele pe care le aduceau preoții, ceea ce înseamnă că templul încă era în picioare, că Ierusalimul nu era distrus, adică nu suntem în anul 70, suntem puțin înainte. Despre ei se vorbește iarăși că trecuseră printr-un val puternic de persecuție chiar când s-au convertit. Între timp vorbește despre ei că erau convertiți de multă vreme, zice, trebuiau să fie învățători. De aceea unii identifică pe acești oameni la al doilea val de persecuție. Adică primul o fi fost în anul 49 când Claudiu s-a pornit o persecuție asupra evreilor creștini și a expulzat toți evreii din Roma. Apoi după 15 ani a început o altă persecuție, persecuția inițiată de Nero, care a dat foc ca un nebun, da, știți bine, Romei în anul 64, iar martirajul a devenit pentru oameni o experiență apropiată, probabilă. Citim, de exemplu, în Evrei 10:32 așa, aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și de altă parte v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în cerul o avuție mai bună care dăinuiește. În contextul ăsta în care martirajul devenea o probabilitate, când spune textul acolo că voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva păcatului, nu înseamnă un fel de autoflagelare din asta fizică, gen catolic sau nu știu ce fel de călugări care să chinuiau pe ei înșiși ca să se mântuiască. Nu la asta se referă. Da? Mă țin cu burta pe ciment, jupui pielea de pe mine ca să devin mai sfânt și să omor firea. Nu la asta se referă. Ci înseamnă că unii dintre ei aveau gândul martirajului. Pentru că era o probabilitate asta, la fel cum Hristos a murit, s-a împotrivit păcatului până la sânge și a murit pentru păcat. Da? Unii dintre ei trebuiau să ia în serios lucrul acesta. În anul 70, Titus Vespasian a distrus templul, sistemul sacrificial, ceea ce înseamnă că această carte a fost scrisă cam în perioada aceasta. Care e scopul pentru care a fost scrisă această carte? Da? Prilejul scrierii este persecuția. Care este scopul? Care este scopul? Scopul este ca acești frați care se aflau în fața persecuției, acești evrei care îl cunoșteau pe Hristos, unii îl mărturiseau pe Hristos, să persevereze. În ciuda faptului că venea din nou alt val de persecuție, în ciuda faptului că se intensifica persecuția, în ciuda faptului că aveau posibilitatea să se lepede de Hristos public și să se întoarcă la sistemul vechi, cel puțin în mintea unora era ideea asta, în ciuda acestor lucruri ei sunt îndemnați să persevereze. Cum sunt îndemnați să persevereze? Zice Hristos, e mai bun decât Moise,
e mai bun decât jertfele voastre, e mai bun decât vechiul legământ, e mai bun decât tot. Ba nu dacă că e mai bun decât tot. Toate lucrurile acestea sunt desființate prin venirea Domnului Iisus Hristos. Perseverați în a-L mărturisi pe Hristos. Și cei care nu l-ați mărturisit încă, grăbiți-vă să intrați în odihna aceasta, da? Luați seama! Luați seama să nu păcătuiți cu voia că nu există altă jertfă, chiar dacă voi vă gândiți la varianta de vă întoarce înapoi. De exemplu, Evrei 2:1 zice de aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Să ne ținem. Îndemn la perseverență, da? Evrei 4:16. Să ne apropiam dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru că să fim ajutați la vreme de nevoie. Ăștia erau într-o vreme de nevoie. Evrei 6:11. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșit. Este o expresie care se repetă în Evrei foarte des. Foarte des. De asta este scrisă cartea. Așa încât să nu le veniți și să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Răbdarea este perseverență, da? Mergi până la capăt. Evrei 10:23. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Să ținem, să continuăm, da? Evrei 10:36. Aveți nevoie de răbdare, de perseverență. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Versetul 39. Noi să nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Acesta este prilejul cărții. Persecuția, ăsta este scopul scrierii ca să persevereze. Care e tema cărții? Cum ajută el frați care se aflau în contextul persecuției ei, pe care dorea să-i încurajeze la perseverență? Cum îi ajută ca să facă lucrul acesta? Subiectul cărții, sumarul cărții, este supremanția sau superioritatea Domnului Iisus Hristos asupra oricărei revelații anterioare. Tot ce a fost lăsat de Dumnezeu înainte nu este greșit, nu este păcătos, dar Hristos este suprem, este superior, este o superioritate absolută. Și găsim argumente convingătoare în această carte că orice revelație antecedentă este inferioară lui Hristos și nu doar că este inferioară lui Hristos, a fost de fapt o umbră care arăta spre Hristos. Așa că deodată ce a venit Hristos care e superior și este împlinirea tuturor acestor lucruri, de ce să te mai întorci la niște umbre? De ce să te întorci la niște lucruri care vorbeau în anumite forme ușor de înțeles pentru ei, cum erau ceremoniile, jertfele, despre persoana Domnului Iisus Hristos? De ce să te întorci la ele când a venit plinirea, plinătatea? A venit revelația absolută a lui Dumnezeu. De ce să te întorci la fânturi? Da? De ce te întorci la abecedar când tu știi să faci ecuații de matematică de nu știu care grad? Eu nu sunt așa bun la matematică, mai mult la română. Care este stilul în care el se adresează? Evrei 13:22 spune: vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt, însă vom vedea că acest cuvânt de sfătuire este combinat între încurajări și avertizări. Aproape e frapant modul în care același pasaj începe cu avertizare, cu mustrare foarte dură. Și cu cât se derulează cartea, avertizările devin tot mai serioase, tot mai puternice. În același timp, sunt pasaje unde găsești o avertizare și imediat după avertizare, găsești o încurajare. Pentru că autorul se adresează la această audiență mixtă. Îi avertizează pe cei care cochetau cu creștinismul, dar nu intraseră în experiența creștină, nu se convertiseră, nu erau mântuiți. Și după aceea îi încurajează pe aceia care mărturiseau pe Domnul Iisus Hristos, dar erau persecutați, erau ispitiți din exterior să lase creștinismul și să se întoarcă la alte lucruri. Și în final, care este structura acestei cărți? Cea mai mare parte din carte este o parte doctrinară, spun parte doctrinară, deși foarte practică, pentru că după fiecare pericopă, porțiune doctrinară este câte un îndemn practic, câte o aplicație practică pentru audiența lui. Este arătat Hristos mai mare decât îngerii, capitolul 1 și 2. Este arătat Hristos, revelația supremă a lui Dumnezeu față de ce a revelat Dumnezeu în trecut prin proroci. Este revelat Iisus Hristos mai mare decât Moise. Este revelat Domnul Iisus mai mare decât mare preot. Este revelat Domnul Iisus Hristos mai mare decât vechiul legământ. Este revelat Domnul Iisus Hristos mai mare decât sacrificiile din trecut. Iisus mai mare, asta e structura cărții. Îl pune pe Domnul Iisus Hristos în comparație cu profeții, cu îngerii, cu Moise, cu vechiul legământ, cu sistemul sacrificial. Și cu fiecare mesaj vom vedea cum este comparat Domnul Iisus Hristos cu aceste categorii. În seara aceasta
o introducere, ne vom uita la primele patru versete din cartea Evrei și vom arăta și vom vedea și vom extrage din pasajul acesta supremația revelației lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Supremația revelației lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. În prima parte ni se arată revelația care acum era învechită, dată de Dumnezeu în vechime, și apoi în a doua parte ni se arată revelația întrupată prin Domnul Iisus Hristos. Da? Ne uităm la supremația revelației lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Revelația lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Citim versetul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Da? Audiența evrească foarte clar avută în vedere. A vorbit în vechime părinților noștri prin profeți. Avem Vechiul Testament, avem vechea revelație, dar acum a venit momentul în care Dumnezeu a vorbit prin Fiul. Haideți să ne uităm la prima parte a revelației, revelația care acum este învechită. Da? Ce spune textul? Textul spune că Dumnezeu a vorbit în vechime. Dumnezeu a vorbit în vechime, în trecut. Vremuri care acum erau de mult apuse. Dumnezeu nu și-a lăsat poporul lui fără revelație, fără cunoaștere. Nu a existat o perioadă în istoria aceasta în care Dumnezeu să fi lăsat lumea de capul ei, să nu știe nimic, da? Vă uitați, chiar din grădina Edenului, Dumnezeu primilor oameni li se arată și le spune. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și de acolo revelația se construiește. Se dezvoltă progresiv. Mai multe informații, mai multe informații, mai multe informații. Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor, umanității, a dat un har nemăsurat prin simplu fapt că ne-a vorbit. El nu ne-a lăsat lipsiți de revelație, da? Când ne uităm la revelația aceasta învechită, vedem că Dumnezeu a vorbit în vechime. Doi, că Dumnezeu a vorbit părinților. E foarte interesant lucrul ăsta. Când spune că Dumnezeu a vorbit părinților, bineînțeles se referă la părinților lor, a evreilor. Ceea ce ne arată nouă că Dumnezeu obișnuiește să vorbească într-un cadru de legământ. Dumnezeu, în mod primar, deși Dumnezeu a vorbit și neamurilor, în unele ocazii rare, Dumnezeu în mod primar a vorbit poporului lui. Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul lui, a făcut un legământ cu Avram, Isaac și Iacov și acolo a concentrat Dumnezeu revelația. Și așa sunt lucrurile și astăzi. Dumnezeu are poporul lui, are biserica care este stâlpul și temelia adevărului. Noi avem depozitul revelației. Noi suntem aceia chemați să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, să ținem adevărul lui Dumnezeu, să apărăm adevărul lui Dumnezeu. Biserica. Nimeni altcineva. Dumnezeu obișnuiește să se adreseze într-un cadru de legământ, a vorbit părinților lor și acum le vorbește lor. A treia observație, Dumnezeu a vorbit prin proroci. Ăștia au fost oameni aleși, pregătiți, trimiți, călăuziți de Dumnezeu, într-un mod cu totul și cu totul special. Niciunul dintre noi nu aș vrea să fiu proroc. Toți aceia care au vrut să fie proroci au fost proroci mincinoși. Toți, fără excepție. Dumnezeu a selectat el oamenii pe care a vrut să-i trimită ca să fie oameni care revelează voia lui Dumnezeu. 4. Dumnezeu a vorbit, zice, în multe rânduri. Nu le-a dat o bucățică de revelație și a spus, gata. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri. În expresia asta aflăm progresia revelației. Dumnezeu a dezvoltat cu timpul informații despre persoana lui, despre voia lui, despre legea lui, despre caracterul lui, despre planul lui. Dumnezeu a vorbit în multe rânduri, a vorbit în repetate rânduri. Apoi a cincea informație zice că Dumnezeu a vorbit în multe chipuri. În multe chipuri. Dacă citiți profeții, de exemplu, veți găsi foarte multe lucruri ciudate prin care Dumnezeu a vorbit. Moise a fost un profet prin care Dumnezeu a vorbit ciudat. Ezechiel a fost un profet prin care a vorbit ciudat. Știți, pe unul din profeți se pune Dumnezeu să coacă mâncare pe balegă. Nu spunem balegă de la cine. A pus să facă foarte multe semne ciudate. A vorbit într-un mod viu. Nu te plictiseai când veneau profeții? De asta eu și omorât. Aveau un mod foarte viu de a prezenta revelația lui Dumnezeu. Nimeni nu dormea la predicile profeților. Erau ignorați uneori, erau nebăgați în seamă, dar sub nicio formă nu puteai să spui că revelația venită de Dumnezeu prin ei era plictisitoare. Că spune aici, a vorbit în multe rânduri și multe chipuri, în multe feluri, în multe arătări, în multe imagini. Dumnezeu a vorbit prin sistemul sacrificial. Dumnezeu a vorbit prin anumite semne. Unul dintre proroci, știți că Dumnezeu l-a trimis să umble gol.
Nu știu, nu știu câți provezi din ăștia ar vrea să fie așa. A, păi mulți au pus să facă lucruri rușinoase. Pe unul a pus să căsătorească cu o curvă. Da? Dumnezeu a vrut să arate relația lui cu poporul Israel. În ce fel se simțea Dumnezeu trădat de această curvă spirituală, Israel, care a curvit cu idoli străini în moduri repetate și l-a respins pe Dumnezeu. Nu chiar la auzirea acestui cuvânt și să pui în aceeași propoziție pe Dumnezeu și cuvântul curvă, parcă să zbărlește părul pe tine. Asta a vrut Dumnezeu să facă, să-i trezească. A vorbit în multe chipuri ca să înțeleagă oamenii aceștia. Dumnezeu a vorbit în multe chipuri. Asta este revelația învechită care s-a terminat. Dar zice, dar acum, la sfârșitul acestor zile. Auziți expresia, la sfârșitul acestor zile și introduce acum revelația întrupată prin Domnul Iisus Hristos. De ce zice la sfârșitul acestor zile? La sfârșitul căror zile? Veți găsi în Sfânta Scriptură această expresie modificată puțin, vremurile din urmă, zilele din urmă. Venirea Domnului Iisus Hristos a introdus o altă perioadă istorică. Noi trăim în vremurile din urmă, în zilele din urmă. Noi trăim în zilele zilelor de pe urmă, da? Sau sfârșitul zilelor de pe urmă. Dar suntem în zilele de pe urmă. Această etapă, această dispensație, această perioadă, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos, de la venirea Domnului Iisus Hristos, această perioadă până la reîntoarcerea Domnului Iisus, este numită zilele de pe urmă sau sfârșitul acestor zile, pentru că Dumnezeu a trimis revelația supremă. Dar aici este doar o chestiune de timp care trebuie să decurgă după cum Dumnezeu a hotărât în planul lui, până când istoria va lua final. Care este persoana, dacă vorbim de revelația întrupată acum, care este persoana prin care Dumnezeu vorbește? Vedeți, Dumnezeu nu mai vorbește acum prin profeți, nu mai vorbește nu mai vorbește în multe feluri, în multe chipuri, lucrurile se schimbă. Dumnezeu trimite pe cineva care îl reprezintă pe el în mod absolut. Este revelația absolută. Chiar și apostolii și profeții care au venit după Domnul Iisus Hristos, ei n-au făcut decât să prezinte revelația aceasta supremă pe Domnul Iisus Hristos. El este temelia. Ei sunt apostolii lui Hristos, robii lui Hristos. Iar Duhul Sfânt, care este promis că va veni în adunare, va lua din ce este al meu, spune Hristos, și vă va descoperi. Ei nu fac decât să extindă, să explice revelația de sine a persoanei Domnului Iisus Hristos. Da? Deci să fie foarte clar lucrul ăsta. Nu există revelație mai mare dincolo de persoana Domnului Iisus Hristos. Repet, însuși apostolii și profeții n-au făcut decât să expună, să explice, da? Să extindă prin lucrarea Duhului Sfânt pe Domnul Iisus Hristos. Asta este revelația Noului Testament. Ce spune despre Domnul Iisus Hristos? Ce spune despre această persoană întrupată? Revelația întrupată a lui Dumnezeu. Spune în primul rând că El este, îl numește aici, Fiul. El este Fiul lui Dumnezeu. Asta este un lucru fantastic, peste care trecem foarte ușor de multe ori. A trimis profeți. Le-a arătat o felul de imagini. Și la urmă, ca să facă lucrurile foarte clar, Dumnezeu a trimis o persoană din Sfânta Treime. Asta este cel mai mare miracol a întregii istorii a omenirii. Nu va mai exista niciodată așa ceva. Dumnezeu însuși, ca să se facă clar, s-a încarnat, s-a întrupat și a coborât la noi să vorbească pe limba noastră, pe Fiul lui. Când citiți, de exemplu, istoria lui Avram și spune Dumnezeu lui Avram, du-te și ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, dar Avram avea pe Ismael, Dumnezeu zice, nu, pe singurul tău fiu. Fiindcă atât de mult a iubit și te duci după aceea în Noul Testament, Avram este împlinit în Dumnezeu Tatăl care l-a jertfit pe Domnul Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu. Dar și noi suntem fiii lui, suntem fiii lui, dar nu suntem ca singurul lui fiu, care e unic în felul lui de a fi fiu. Și însuși Domnul Iisus Hristos se prezintă în felul acesta într-o pildă extraordinară unde spune așa, ascultați o altă pildă, era un om, un gospodar care a sădit o vie. Am prejmuit-o cu un gard, se leagă cu evrei 1. Am prejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc, ne-așa zidit un tur. Apoi a dat-o unor vieri, evreilor, și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vieri au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Ăștia-s proroci.
a mai trimis alți robi. Ne-a vorbit în multe feluri, în multe rânduri, în multe chipuri. A mai trimis pe alții Dumnezeu. Mai mulți decât cei din tâi. Și vierii i-au primit la fel. Ia auziți expresia. La urmă, ăsta e finalul. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei. Și vă duceți cu mintea la Iosif acum. Iată moștenitorul, iată pe ăla care e iubit de tata. Iată-l pe ăla special. Sfântul! Ăla care visează, care are planuri, se reverează planurile lui Dumnezeu. Iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie, unde a murit Hristos, afară din cetate, și l-au omorât. La urmă l-a trimis pe fiul, l-a trimis revelația supremă de sine Dumnezeu, la oameni. Și la oameni au dat revelația lui Dumnezeu și au țintuit-o pe o cruce. Neștiind că în felul acesta împlineau planul lui Dumnezeu. Iisus este fiul lui Dumnezeu. Doi, Iisus este moștenitorul tuturor lucrurilor. Zice textul în felul următor. Ne-a vorbit prin fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. În momentul în care dezvolți așa un sistem de proprietate și de stăpânire a lucrurilor pe care le ai, la citirea unei asemenea expresii sau un asemenea cuvânt, ar trebui puțin să te simți inconfortabil. Neapărat ar trebui să te simți inconfortabil, pentru că spune despre Domnul Iisus Hristos că a fost pus de Dumnezeu Tatăl moștenitor a tuturor lucrurilor. Psalmul 2 leagă realitățile astea împreună, dar nu uitați, El este Fiul lui Dumnezeu și fiindcă este Fiul, este și moștenitor, pentru că Fiul devine moștenitor. Și pasajul chiar în felul ăsta merge, zice, Fiul l-a pus moștenitor. Psalmul 2, 7 și 8 zice așa, eu voi vesti hotărârea Lui, zice unsul, adică Hristos. Care e hotărârea? Deci Domnul Iisus vine și spune, voi vesti, voi proclama hotărârea lui Dumnezeu. Care e hotărârea lui Dumnezeu Tatăl? Domnul mi-a zis, zice Hristos, Psalmul 2. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Da? Hristos este moștenitor spiritual, natural, pentru că El este fiul Tatălui și pentru că El imediat după aceea se spune că a creat toate lucrurile. Da? Și fiindcă El le-a creat pe toate, El este stăpânul tuturor, El este moștenitorul tuturor, moștenitorul tuturor. Ceea ce este cu totul special este că Dumnezeu are o moștenire, Hristos are o moștenire specială în mijlocul acestei moșteniri mari. Toate galaxiile, tot ce ne putem imagina este a lui Hristos. Dar în mijlocul tuturor acestor lucruri este un diamant prețios, moștenirea Domnului Iisus Hristos care suntem noi. Zice Efeseni 1:18, să vă lumineze ochii inimii, să roagă, să le lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Și auziți, care este bogăția slavei moștenirii Lui în? El este moștenitorul tuturor lucrurilor, dar are o moștenire în sfinți. Noi suntem moștenirea cea mai prețioasă a Domnului Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu. Este moștenitorul tuturor lucrurilor, în al treilea rând, revelația supremă a lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos, este creatorul tuturor lucrurilor. Zice așa, textul. L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut și veacurile, toată existența omenirii, pe toată perioada pe care ea se întinde. El este autorul ei, este creatorul ei. Ioan începe Evanghelia așa. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Spune pozitiv și apoi prezintă negativ lucrul acesta. Și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. El e în controlul tuturor lucrurilor. Pentru că El le-a creat pe toate. Pentru că El le-a creat pe toate. Însă, ceea ce este extraordinar în creația lui Dumnezeu este creația spirituală. Adică ceea ce a făcut Dumnezeu din noi. Căci dacă este cineva în Hristos, este o originalul sau alte traduceri spun, este o creație nouă. Aceeași putere pe care Dumnezeu prin Domnul Iisus a desfășurat-o în crearea tuturor galaxiilor, aceeași putere a trebuit să o desfășoare Dumnezeu în crearea unui Andrei nou, a unui Radu nou, a unui Iosif nou. Cine este în Hristos este o creație nouă, este o creație nouă. Doar așa ca informație, oamenii de știință spun că galaxia cea mai îndepărtată de noi se află la 8 bilioane de ani lumină. Toate astea sunt ale lui Hristos.
apropo. Ei sunt creația lui, el le-a făcut pe toate. Cel care a venit și s-a născut într-o iesle este cel care în același timp ținea toate galaxiile astea care se află la distanță de 8 bilioane de ani lumină. Cel care era în iesle. El n-a încetat să fie Dumnezeu, ci s-a întrupat, da? Ca să fie revelația lui Dumnezeu față noi. Spune în al patrulea rând că Domnul Iisus Hristos este oglindirea slavei Lui. Este oglindirea slavei Lui, da? Domnul Iisus Hristos este radierea slavei Lui Dumnezeu. El nu reflectă slava Lui Dumnezeu, cum luna reflectă lumina soarelui. Luna n-are lumină prin ea însăși. Da? Ci El este radierea slavei Lui Dumnezeu, este modul în care se arată slava Lui Dumnezeu. El radiază slava Lui Dumnezeu, nu reflectă slava Lui Dumnezeu. Crezul de la Nicea spune foarte frumos: Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Arătând că Hristos este sursa luminii. El este Cel care ne arată slava Lui Dumnezeu, pentru că face parte din slava Lui Dumnezeu. Este slava Lui Dumnezeu, este sursa slavei Lui Dumnezeu. El apoi este reprezentarea ființei Lui Dumnezeu. Zice aici, este întipărirea ființei Lui. De ce Hristos ne-l poate revela de plin pe Dumnezeu? Pentru că El este singurul care este în același fel cu Dumnezeu. Este întipărirea ființei Lui Dumnezeu, da? A ceea ce este Dumnezeu prin El însuși. La fel cum un copil care seamănă cu mine putea să zic într-un anume mod că este întipărirea ființei mele și El este om 100%, cum eu sunt om 100%, Hristos este întipărirea ființei Lui Dumnezeu, El este Dumnezeu 100%, cum Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu 100%. Uitați ce spune Domnul Iisus despre sine, Ioan 14:7. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut pe Tatăl meu. N-a mai spus nimeni niciodată în istorie lucrul ăsta. Chiar prorocii care au vorbit despre Dumnezeu Tatăl, n-au spus dacă mă auziți ce spun eu, auziți pe Tatăl, cunoașteți pe Tatăl. El a avut singurul care a avut curajul să spună lucrul ăsta. Și să știți, farisei l-au înțeles bine. De aceea vreau să-L omoare, fiindcă te faci pe tine însuți Dumnezeu. I-au înțeles bine mesajul lui Hristos, iar Hristos nu spune niciodată: stai mă, și eu n-am vrut să spun chiar așa, eu sunt numai Fiul lui Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Eu am fost creat puțin înainte de crearea tuturor lucrurilor. El nu spune niciodată lucrul ăsta. Nu pune niciodată nota asta de subsol, pentru că nu există așa ceva. Ioan 14:9. Iisus i-a zis: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe, ci m-a văzut pe mine. I-auziți? A văzut pe Tatăl. Cum puteți să-L vezi pe Tatăl decât dacă Hristos era una cu Tatăl? Cum spui? Se întreabă retoric. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Iisus Hristos este reprezentarea ființei lui Dumnezeu. 6. Iisus Hristos este susținătorul tuturor lucrurilor. Zice Scriptura așa: este întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. El le ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Interesant, în limba greacă nu se folosește cuvântul logos, ci rema. Rema este cuvântul declarat al lui Dumnezeu, cuvântul vorbit. Adică Domnul Iisus Hristos ține cu rema toate lucrurile. Le ține în mod activ. Nu a creat așa un univers pe care l-a montat bine și el merge de la sine. El în mod activ ține acum toate lucrurile. El în mod activ ne ține pe noi în ființă. Da? Acest adevăr trebuie prezentat frontal necredincioșilor. Exact adevărul pe care îl sublinează Pavel în Coloseni. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin el. Toți necredincioșii sunt ținuți în existență prin puterea activă a Domnului Iisus Hristos. Și fiecare lucru pe care oamenii aceștia îl fac fără Hristos este un păcat împotriva lui Hristos. Pentru că în timp ce eu sunt susținut de Hristos să merg, să mănânc, să dorm, orice, eu fac lucrul ăsta fără Hristos, jignindu-L pe Hristos, blasfemindu-L pe Hristos. Este unul dintre adevărurile care pune la zid, unul dintre adevărurile frontale care pune la zid lumea necredincioasă. Care suge ca niște lipitori din puterea pe care Hristos o dă, din lumina vieții pe care Hristos o dă, din înțelepciunea pe care Hristos o dă în toată umanitatea. Suc ca niște lipitori și în același timp vor să trăiască fără Cel care este sursa tuturor lucrurilor. Susținătorul tuturor lucrurilor. Moștenitorul tuturor lucrurilor. Creatorul tuturor lucrurilor, da? Creatorul tuturor lucrurilor. De aici înțelegem că orice teorie științifică care neagă că tot universul este creat de Hristos, susținut de Hristos, este de fapt nu o teorie științifică. Este nedrept numit așa.
Este o teorie care se naște de fapt din inima rebelă a omului care încearcă să-l scoată pe Dumnezeu din viața lui. Teoria evoluționistă a pornit cu o presupoziție. Nu a pornit cu dovezi științifice. Este un lucru care ar trebui să pună sub semnul întrebării toată teoria. Multe teorii care l-au scos pe Dumnezeu de la originea Universului. Ce să mai spun, de la susținerea întregului Univers, în mod continuu. Toate teoriile acestea științifice se nasc dintr-o răzvătire specifică inimii căzute, depravate a omului care vrea să-l scoată pe Hristos din viața lor, din mintea lor. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu și au făcut teorii științifice ca să nege existența lui Dumnezeu. Da? S-au folit că sunt înțelepți și au înnebunit. Asta este nebunia, să-l scoți pe Hristos, când El este de fapt susținătorul tuturor lucrurilor. Susținătorul tuturor lucrurilor. Susținerea pe care Hristos o face tuturor ființelor, tuturor lucrurilor, se naște din simpla sa suveranitate. El este proprietarul tuturor lucrurilor și le susține. Eu sunt al lui Hristos și, într-un sens, toți necredincioși sunt al lui Hristos. El îi susține pe toți. Nu sunt al lui în sens mântuitor, dar sunt al lui prin creație. Prin creație sunt al lui. El îi susține pe toți. Și nu cere, și este interesant, nu cere Hristos voie niciunui necredincios ca să-l susțină în viață. Nu cere Hristos niciunui necredincios voie ca să dea lumină, înțelepciune, viață în fiecare zi și putere. Nu cere voie. Și cred că aici este o paralelă a modului în care El ne susține pe noi spiritual. El ne susține voințele în harul Lui fără să ne întrebe de lucrul acesta. Suntem ai Lui. Dacă n-ai înțeles adevărul suveranității lui Dumnezeu, nu vei înțelege cum Hristos, printr-un har general, irezistibil, susține viețile tuturor oamenilor. Nu le cere voie ca să facă lucrul ăsta. Te duci în Apocalipsa și vezi niște oameni care vor să se sinucidă și nu pot. Dumnezeu le încalcă voințele, nelăsându-i să se omoare pe ei înșiși. Disperați, ajuns la agonie de mânia mielului care se varsă. Nu-i lasă. De ce? Pentru că El îi susținea în viață. Și nu pot să moare cum vor ei. Să aruncă unul de la etajul 10 și nu moare. De ce? Că n-a avut Hristos să moară. Libera voință este o iluzie a omului. Este o iluzie. Noi suntem ținuți din punct de vedere fizic prin Hristos și din punct de vedere spiritual în același fel în care El ne susține fizic fără să ne ceară voie, din punct de vedere spiritual ne susține fără să ne ceară voie. Eu, unul personal, m-am cam săturat să dezbat chestiunea asta, eu mă bucur de adevărul ăsta și mă închin lui Dumnezeu cu mulțumire. Pe zi ce trece îmi dau seama cât de stricat și de depravat sunt și că libera mea voință nu m-ar putea avuta decât să mă duc în iad. Atât. Și nu vreau decât să ajung să mă închin lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, că El mă susține. Și inima mea și inima tuturor aleșilor lui Dumnezeu sunt în palmele lui Hristos și El le va cărmui, le va călăuzi, le va îndrepta și le va duce acolo unde vrea El. Slavă lui Dumnezeu! El este purificatorul păcatelor. Revelația supremă a lui Dumnezeu este acela care este purificatorul păcatelor. Dar vedeți cum este construit argumentul. Îl arată pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, moștenitorul tuturor lucrurilor. El este creatorul tuturor lucrurilor. Este oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui Dumnezeu. El este susținătorul tuturor lucrurilor, întregului univers. Și acesta s-a coborât și a murit pentru păcatele noastre. Contrastul este izbitor. Să vină creatorul, susținătorul, moștenitorul, stăpânitorul tuturor lucrurilor. Mintea noastră nu poate cuprinde 1% din ce a creat Dumnezeu. El să vină și să facă purificarea de păcate. În locul acesta, auziți cum este descrisă această lucrare. Zice așa, a făcut curățirea păcatelor. Cine altcineva putea să facă această lucrare? Păcatul nostru este atât de grav înaintea lui Dumnezeu. Este atât de spurcat înaintea lui Dumnezeu că numai Dumnezeu putea să rezolve problema asta. Mântuirea noastră se află total în exteriorul nostru, în afara noastră. Nu există niciun milimetru, niciun gram, ce unitate de măsură vrei tu să folosești ca ilustrație, nimic care să contribuie la făurirea mântuirii tale, la purificarea păcatelor tale. Este o lucrare pur dumnezeiască, esențial dumnezeiască. Nu ai niciun aport acolo. Dacă ți-ar fi dat Dumnezeu să ai 0,00001, ai fi stricat toată lucrarea mântuirii și ai fi împângărit-o. El nu ne-a lăsat să pângărim lucrarea mântuirii. El a făcut curățirea păcatelor, purificarea păcatelor noastre. Și uitați cum vorbește într-un mod absolut. Nu zice că a făcut curățirea păcatelor. A unor păcate, a păcatelor mari, a păcatelor până la botez, a păcatelor de care ne pocăim, a păcatelor pentru care plângem și așa mai departe. El a făcut curățirea păcatelor. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Asta spune Scriptura. Acesta este
Acesta este revelatorul lui Dumnezeu care a făcut curățirea păcatelor. Și apoi spune Scriptura, după ce a făcut curățirea păcatelor, așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Așezarea lui Hristos după purificarea păcatelor arată că lucrarea lui este încheiată, este acceptată de Dumnezeu. Da? El a făcut curățirea de păcate și Dumnezeu l-a luat sus, arătând că lucrarea s-a încheiat. S-a încheiat. Autorul mai târziu îl compară pe Hristos cu vechii preoți, când spune în Evrei 10, de exemplu, și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele. Pentru un evreu, când spune că a făcut curățirea păcatelor și a așezut, era ceva ieșit din comun. Preotul niciodată nu s-a așezat, că păcatul se făcea continuu. Preotul avea treabă în continuu. Auziți? Orice preot face slujba în fiecare zi, aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, spune despre Domnul Iisus Hristos că a adus jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, s-a suit de la dreapta Tatălui și așteaptă ca acum vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. S-a înălțat. A făcut curățirea de păcate și s-a înălțat la dreapta Tatălui. Găsiți asta în Evrei, capitolul 10, la versetul 11, la versetul 13. El, dimpotrivă, după aceea a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta Tatălui. S-a pus. Și așezarea lui Hristos la dreapta Tatălui este un semn că lucrarea s-a sfârșit. S-a încheiat. Și siguranța mântuirii noastre stă în cuvântul acela pe care Hristos l-a strigat la Calvar, ca mare preot. S-a isprăvit. Pentru că El a făcut, a încheiat, a desăvârșit curățirea păcatelor. Da? Așezarea la dreapta măririi arată șase așezarea lui Hristos într-o poziție de autoritate. O poziție de autoritate supremă, stăpânire, suveranitate. Psalmul 110:1. Domnul a zis Domnului meu. Ia auzi, Domnul a zis Domnului meu. Care domn, cărui domn? Tatăl a zis Fiului. Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. 1 Petru 3:22. Care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Da? Poziție de autoritate. Efeseni 1:20-21. Puterea pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi. Nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Așezarea aceasta lui Hristos la dreapta Tatălui după ce a făcut purificarea păcatelor nu arată doar că lucrarea mântuirii s-a încheiat pentru noi. Ce mai este un lucru interesant? Spune în Romani 8:34 așa. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Așezarea lui Hristos la dreapta Tatălui, da? A fost doar o trecere în etapele acestea ale mântuirii. A făcut purificarea păcatelor, s-a înălțat și s-a așezat în poziția de autoritate și în acea poziție de autoritate, de suveran absolut al întregului univers, Hristos spune că mijlocește pentru noi. Să nu vă imaginați că acest suveran absolut care stăpânește toate lucrurile va fi respins de Tatăl. Pentru toți aceia pentru care se roagă și mijlocește ei, El a securizat deja mântuirea lor. Aceasta este revelația supremă a lui Dumnezeu. Închei cu 5 aplicații pe care le voi pune sub semne, sub anumite întrebări. Unde cauți răspunsul la întrebările tale? Unde cauți răspunsul la întrebările tale? Scriptura ne arată în locul acesta că Iisus este revelația supremă și finală a lui Dumnezeu. Este trist cât de năuci trebuie să fie aceia care își zic pocăiți și citesc zodiacul, se duc pe la vrăjitori sau pe la proroi sau pe la mai nu știu ce să mai duc ei. Hai să spun, și sunt, vedeți, și jocurile astea stupide acum pe Facebook. Să spun când vei muri, să spun cu cine te potrivești, să spun cu nu știu ce. Și mulți dau și pe aia își dau share pe Facebook. Cât de năuci trebuie să fie oamenii ăștia de cap. Cât de penibil. Iisus este revelația deplină a lui Dumnezeu. El are toate răspunsurile. Dumnezeu are toate răspunsurile, iar Hristos este revelația de sine a lui Dumnezeu. Revelația supremă, finală, absolută. 2. Unde cauți mântuirea și iertarea păcatelor tale? Iisus este singurul mântuitor și este singurul care a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Aleluia!
3. Unde cauți adăpost și sprijin? Avem nevoie, suntem atât de fragili pe pământul ăsta. Trecători, ne ofilim tare repede. Suntem ca niște fire de iarbă. Azi sunt verzi și mâine sunt ofilite și îți dați pe foc. Cam așa suntem. În lumea asta, tumultoasă, nesigură, cu atâtea probleme, cu atâtea necazuri, cu atâtea atacuri, plină de nesiguranță. În cine ne căutăm adăpost și sprijin? Spune că El este moștenitorul tuturor lucrurilor, creatorul tuturor lucrurilor, susținătorul tuturor lucrurilor. Hristos este răspunsul. 4. Unde îl cauți pe Dumnezeu? Auzi tot felul de discuții și stau oameni înțelepți la masă, oameni care m-ar putea băga în buzunar cu 2-3 argumente. Și stau și discută, domnule, și budiștii îl caută pe Dumnezeu. Azi auzeam ascultam o emisiune, doi adventiști. Că și budiștii s-au dus și l-a găsit acolo într-un templu budist pe Dumnezeu. Și la musulmani, că de fapt religia islamistă e o religie care vine din creștinism și din iudaism. Nu că Ismael, restul musulmanilor, este tot o religie avramică. Toți îl caută cumva pe Dumnezeu și îl găsesc în felul lor. Nu! El este oglindirea slavei sale. El este întipărirea ființei sale. Dacă aș fi la o răscruce de drumuri și ar fi un singur drum, clar, semnalizat, o autostradă bine asfaltată, semne clare, semne de circulație și alelalte n-ar avea niciun semn, m-aș duce pe aia pe care sunt semne. Aia care e clară, care e izbitoare. El este oglindirea slavei sale, întipărirea ființei sale. M-aș duce pe calea pe care e cea mai clară. Oamenii caută căile alea obscure. Dar de ce nu m-aș putea duce și pe calea asta întunecată? Poate că găsesc undeva pe traseu lumina sau nu știu ce comori. Cât de nebun trebuie să fii? Că revelația supremă a lui Dumnezeu este dată deja în Domnul Iisus Hristos. De ce ai fugit spre obscuritate? De ce ai fugit spre lucrurile nesigure? De ce ai fugit spre lucrurile cu două tăișuri care pot fi interpretate în nu știu câte feluri? Când este revelația de sine a lui Dumnezeu. Și musulmanii spun lucruri mai grozave despre Iisus Hristos decât despre conducătorul ăla lor care e mort și a fost un om extrem de stricat și de năuc de cam. De ce ai fugit spre obscuritate, spre lucruri absurde? Și în final, unde îți afli siguranța pentru vremea viitoare și eternitate? Știți care este siguranța noastră? Siguranța noastră pentru viața aceasta, pentru veșnicie, pentru eternitate, pentru viitor. Se află în Domnul Iisus Hristos. De ce? Că El este deja la dreapta Tatălui. Iar Pavel spune de nenumărate ori că noi suntem în Hristos. Sau că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Din punct de vedere pozițional, toți aleșii lui Dumnezeu sunt puși în Hristos. Singura șansă ca vreunul dintre voi să vă pierdeți vreodată este ca Iisus Hristos să se piardă de la dreapta Tatălui. Asta e singura șansă. Dacă timp tu ești în Hristos și Hristos este la dreapta Tatălui, ești în siguranță totală. Facă diavolul cât îi permite Dumnezeu să facă ce vrea pe pământul ăsta, facă toți conducătorii ăștia, năuci ai lumii ăștia, ce vor ei să facă cu lumea asta, în ultimă instanță, toți aleșii lui Dumnezeu sunt în siguranță, pentru că ei sunt în Domnul Iisus Hristos, ca este Dumnezeu întrupat. Aceasta este revelația de sine a lui Dumnezeu. De aceea, după ce prezintă această revelație extraordinară care a venit prin Domnul Iisus Hristos, spune, de aceea, capitolul 2, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Cu atât mai mult. Că acum ni s-a dat claritatea absolută. Ni s-a dat revelația absolută. Haideți cu toții în seara aceasta, în zilele care urmează și pentru tot restul vieții noastre, să ne ațintim privirile spre Domnul Iisus Hristos. Cred că am convingerea asta 100% că în călătoria noastră prin această carte, dragostea noastră, pasiunea noastră, preocuparea noastră, credința noastră în Domnul Iisus Hristos se vor întări, vor crește. Pentru că este o carte care vorbește într-un mod excepțional despre Domnul Iisus Hristos. Amin.